Locuri de joacă periculoase pentru copii. Asta a descoperit prefectul municipiului București, Rareș Hopincă, în urma unor verificări făcute în capitală. Controlele au fost demarate în urma incidentului de la începutul acestei săptămâni, când o copilă s-a electrocutat într-un parc din sectorul 6. În urma constatărilor din teren, prefectul a convocat Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență. Întâlnirea va avea loc mâine, începând cu ora 10. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi se numără și adoptarea unor măsuri pentru prevenirea unor accidente în locurile de joacă, unitățile de învățământ și spitalele de pe raza municipiului București.